Dian Popescu s-a laudat că scorul scos de PNL Gorj este unul mulțumitor în condițiile în care județul nostru este unul condus de PSD și mai mult decât atât, unul din parlamentarii care a obținut un mandat aici este chiar premierul României, Victor Ponta. Cele aproape 14% scoase de PNL nu au fost însă suficiente pentru ca președintele Dian Popescu și echipa sa de conducere să rămână în funcții. Vă spun dumneavoastră în premieră, voi demisiona birou în frunte cu mine și voi avea un birou interimar. Mulțumim tare mult. Deși la nivel de delegație permanentă de birou politic, cunoscând județul, un județ unde chiar premierul, deputat, președinte, un județ greu pentru Partidul Național Liberal, delegația și birou au fost foarte mulțumiți de rezultatele de acolo, pentru că sunt în primele rezultate din țară, după cei care au trecut pragul de 15%, ținând cont și de poziția și situația din județul Gorj. Începând de ieri, s-a produs un adevărat haos în PNL. Prin vicepreședintele Partidului Național Liberal, Klaus Iohannis, a fost primul care și-a anunțat demisia din funcție ca urmare a rezultatelor slabe obținute la organizația din Sibiu. După el, președintele Crin Antonescu a anunțat că se va ține de cuvânt și va demisiona în condițiile în care PNL nu a atins pragul de 20% la europarlamentare. Într-un final, liderii liberali au anunțat că vor rămâne interimari până la noi modificări.